Okay, River Twygz. Nu știi care parte mai îmi place de Andere? Bran Silver, dacă îl știi. Da, știu pe Bran Silver. Da. Știi partea? Știți? Cred că da. Nu știu. E aia după... stai să vă explic, deci... Care... E după Jonathan? Nu, e după... Stai, deci e după un spam de Wave War 4 și apoi vine un logo numit Master X. Că e după partea lui Mulban. Nu, e după partea lui Master X. Deci vine Roy Musty, încă o parte și apoi partea lui Bran Silver. Cred că e la Mulban, cred că. Cumva partea aia care arată gen foarte tehnologic. Nu. Stai că vă trimit o poză. E similară cu partea asta pe piniata. Deci, exact părticica asta, fiți atenți, stai. Stai un pic să-i fac screen. Ok. Ia, ai trimit-i. Două secunde să ajung și la partea să-i fac un print screen. Bun. Ok. Select full screen. Copy image. Unde s-o trimis? S-o trimis pe... Păi pe convenție, că e mai ușor să o... Pe convenție, da. Așa. Asta. Da. E pare gen similar cu aia lui Roy Musty, spus sincer. Asta lui Bran Silver o știu. Cum se pare ca design? Arată, bă, arată aproape ca... puțin similarități cu aia lui Roy Musty. Mhm. Probabil de alea și... Catalyze zici? Nu, Alkali style, adică de la Alkali. Ecoli. Bă, pe tine tu cuprinzi prea tare chimia. Alkaline. Ce e aia? E un creator, bă. Ei. Nu se oprost atunci. Alkaline, alkaline. Alkali. Are nivel în Gauntlet. Dark and Draw, Frustration. Ok. Apropo, bă... fain a fost să faci 30.000 de kilometri... la... 20 de kilometri distanță de orașul tău. Nice, de ce ai făcut asta? Păi numai acolo am căfc. A, ce, KFC sau ce? Da. Da, păi n-au, nici nu te judecă, KFC e bun în România. Da? Da. Da, mai bun ca în America. Mă rog, gen, mai bun decât ce-i în statul meu, că în statul meu e borală. Borătură. Da. Borătura lui Maricica. Borătura lui Hristos. Borătura lui Ana Roma. După ce am mâncat vreo 40.000 shawarme. Nu era grasă. Păi da. Ba da. Ce mai e alta în pula mea? O cheamă Ana Roma. Sper că nu. Bă, există în America o grămadă, dar nu o cheamă Ana Roma. Rezul, dacă vezi practicul ăsta, gen River Twygz, ăsta e similar cu River Twygz, numai că are alte decorații. Alt design, știu. Da. Și partea de memorie de cub îi pulsează tot timpul. Tararatata. Never mind, stai că-s prost rău. Am încurcat părții. Sau nu e asta parte? Și ok. Fai.
Coe, uite pizda. Unde? Ioi. La bășe s-a pus un coleg de-a meu. Egal la cu care m-am dus. Ăsta o... Era o sală de aia de jocuri, știi, și ăla niște fise. Ah, băi, s-o pus pe un joc, mă, de ăla în care trebuie să construiești un turn în cuburi. Știi, și cuburile se mișcă de la stânga la dreapta. Băi, dacă ajungeai sus de tot, primei, să zicem, unul din premiile mari. Și era o... premiu era o boxă Bluetooth. Băi, și face... Yo, bă, uite ce premiu. Nu, că eu vreau... Nu, că eu bag vreo 10 lei în asta, numai ca să câștig boxea, ca să ascult manelele foarte tare. Normal, în pula mea. Și, na. Normal, mergeam. Nici premiu mic nu a reușit să-l ia. Ce-ai zis, bă, pula în premiul lor. Ah, stai, ok, bun. Ah, am mers cum trebuie, bun. Cream că n-am mers cum trebuie. Sau e frică de fum în pula mea. N-asta n-am mai auzit-o. Când e să-i fie frică de fum? Da. Și de foc în pula mea, apoi de fum. Bă, dar de un castravete, ați auzit? Să fie cuiva frică? De la pisici. La pisici, da. Bă, există un bărbat în lumea asta care e frică de castraveți. Poate are traume. Gen, am lăsat comentariu la video în care zice că zice de ăla care e frică de castraveți. Bă, nu știam că ăsta e pisică. Bă, Vlad, antena le-a tot la tine.